Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire. Întotdeauna când ne întâlnim să spune bine ați venit. Da. Așa. Cred că mai este puțin și iar bagă ăștia carantina sau cum se numește. Da. Și nu știm. Important e să fiți, știți ceva, folosiți acea expresie din Scripturi. Blânz ca porumbei, dar înțelepți ca șerpi. Nu-i contraziceți, că ce trebuie să se împlinească, cum spune Mântuitorul. Fără de voia mea nu se mișcă un fir de păr din capul vostru. Dacă e rânduit să trecem prin asta, eu îi consider niște plăgi al lui Faraon, date poporului român, pentru că noi tragem două păcate grele. Nepăsarea și amânarea. La român spune așa, las-te bine și așa, sau are altă vorbă, aia se poate și mai rău. Ei, asta nu-i place lui Dumnezeu. Asta nu-i place lui Dumnezeu. Spune în cartea Apocalipsei, pe la capitolul 11, palimise. Sper să nu spun greșit. Pentru că n-ai fost nici rece, nici fierbinte, te voi scuipa din gura mea. Adică Duhul Sfânt nu va fi peste om. De ce? Nu poți pentru împărăția lui Dumnezeu să fii lânger. Fricoșii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu, așa la grupușorul doamnei Petrova. Fricoșii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu, leneșii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Spune psalmistul în psalm David, blestemat cel ce face lucrul Domnului cu lenevire. Trebuie să ardem, spune Mântuitorul, am venit să arunc foc din cer și așa de mult aș vrea să ardă. Deci trebuie să fim calzi. Nu contează cât de puțin te rogi, dar să te rogi. Nu contează cât de puțin postești, dar să postești. Nu contează cât de mult te nevoiești, dar să te nevoiești. Nu contează cât priveghezi, dar să priveghezi. Adică dacă nu faci nic, ai lene. Și cei trei mariuri, așa sufletul este. Lenea, uitarea și nepăsarea. Mânare, las că am timp, cum spune dracu, mâine. Da, da. Mâine. Și noi am făcut două greșeli fundamentale. Când mi-a fost ghinie, am zis că e rău. E proverbul ăla. Bun a fost și rău era. Amu-i rău și e bine așa. Da. Știi? Am vrut și noi să fim pragmatici, am vrut și noi să fim mai moderni, mai progresiști, mai moderniști. Ia că acum tragem foloasele și ponoasele modernismului, occidentalismului ăsta care tot îi bate cu pumnul în chiep. Noi românii știți cum suntem? Noi suntem un popor care atâta timp cât a stat 50 de ani sub opresiunea comunistă s-a învățat într-un fel. Și acel fel a fost al ordinii impuse. Democrația asta capitalistă vine cu alt fel de viață. Hazardistă. Ce-i trece pe minte la fiecare? Și noi nu suntem învățați. E cum e un copil sugar și l-arunce în bazinul din not să note. Dacă isteți, are simțul apărării și iese deasupra. Dar dacă e unul mai mulcut, se duce la fund. Așa și noi. Ne-am aruncat în capitalismul ăsta sălbatic cu principii creștine care n-au nicio treabă. În capitalism e junglă. Dacă poți să-ți iau leu, tău ți-l iau. Dacă poți să-ți iau pâinea, da de la gură ce-o iau. Ați văzut vreodată, poate ați avut păsări la țară și când arunci o mână de grăunță și el e mai mari și chesti pe cealaltă, trec el mănâncă și satură, după ce s-o tras curmă și când îți plictisiti ele și pleacă, mai vin și alea flămânjoare de pe marginea și mănâncă și-o mai rămas. Ei, cam așa e cu capitalismul ăsta. Aici e care pe care. Deci nu există o etică. Nu poți tu să spui că ești un om corect și drept atâta timp cât asuprești pe alții ca să-ți fie ție bine și tu vorbești de democrație. Da. Deci marile state ale lumii care huzurez din bani și din putere, toate au colonializat. Au stat calare pe state sărace, au sub banul și Spania și Franța și Marea Britanie și toate. Au stat călări pe alte populații ale lumii, s-au îmbogățit și acum vine bine să dea cu părerea. Ei, noi sărași am stat 500 de ani o călării turci, vreo 50 de ani o călării comuniști, vreo 4-500 de ani o călărit barbarii, hunii, goți, ostrogoți, vizigoți, toate popoarele astea migratoare. Și ia ca de pe la 300 și până pe la 1200, până vin el și acel bătrân o leacă mai serios, așa, și-a pus piciorul în prag și-a început să-i întemeieze un pic
aici am Ușatini la Moldova și Basarabia la țara românească, noi am fost așa că am chinuit un pic, adică am stat așa și am rezistat ca copacul ăla. Este scris că copacul care crește pe piatră rezistă la furtună. Noi am rezistat la furtună, că avem și stilul ăsta de a ne da după cum bate vântul. Dar nu întotdeauna e folositor, adică în mântuire nu merge cu asta. Povestea aia cu dracu că treci putnea și te faci prieten cu el până ai trecut, se poate că n-a să vrea el să mai lese de prietenie cu tine dacă e intens o mână. Spune că diavolul te amăjește cu ceea ce îți place să auzi, te atrage cu ceea ce știi că vrei, dar nu-ți mai dă drumul când vrei și când îți place. El îi stăpână. Te-a încalecat, te duci de căpăstru și nu scapi decât într-o luptă cumplită. Spune Scriptura. Când vede diavolul că ai măturat casa și ai făcut curat, ia alte 7 duhuri și mai rele și vine și bate război până vrea să cușenească casa. Dar spune Scriptura, dacă tu priveghezi noaptea și ești atent, când vine furul, nu-ți poate sparge casa. De-aia spune, fericită sluga pe care o va afla priveghind, iar nevrednic este sluga pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar suflete al meu, cu somnul să nu te îngreviez și afară din părăție să nu te încui. Țineți minte fecioarele alea care aveau un de lemn în candelă. Când au venit mirile, a intrat la nuntă și alalte erau pe la magazin, cumpărau, dar nu știai dacă o presat, dacă îi deschis, dacă au un stoc. Și când au venit și ele deschide din nou și au spus, Mântuitor, nu vă cunosc pe voi, eu zis mirile. Deci trebuie să fim în preajma lui să ne cunoască. Și ca să fim în preajma lui avem 3 metode. Întâi fapta bună, care e cea mai ușoară. Dacă dai un sfat, n-ai greșit. Dacă dai un bric de mâncare, n-ai greșit. Dacă ai dat un biscuit, n-ai greșit. Dacă ai dat un măr, n-ai greșit. Dacă ai făcut un cuvânt bun la un om năcăjit și amărât sau un pahar de apă, n-ai greșit. De acolo ai rugăciunea. Și o să mă întrebați de ce n-am pus prima rugăciunea, că așa spune la Filocalie, că rugăciunea e împărăteasa faptelor bune. Da, dar zice tot Filocalia. Mai sfinte sunt buzile celui ce mântuiește și sfătuiește decât acelui ce se roagă și mai sfinte sunt mâinile celui ce împrumută și dea decât acelui ce face nevoință. Adică, Isaac Siru, folosul apropiului roada ta, dacă fratele tău moare la ușa ta de foame și tu îi spui, nu pot frate, fac pravile, vine peste 26 ori, aia nu-i pravile. Te oprești, îi dai o felie de pâine, îi dai un par de apă și spui, frate, Dumnezeu cu tine și te duci și îți continui rugăciunea. Și atunci ai primită și rugăciunea și fapta, te duci și direct la Dumnezeu. Și ultima cea mai apropiat este Euharistia. Asta trebuie să aveți grijă de ea tot timpul și bănuiesc că de vreme. Euharistia? E un fel de ciocolățică care îți dă la biserică din potir când ești cu minte. Împărtășanie. Sfânta împărtășanie. Da, dar se spune în grecești Euharistie. Adică pâine sfântă. Din grecește vine, nu Euharistie. O, da, mulțumesc. Da, mulțumesc. De ce împărtășania? Este modul total, spune Nicolae Cabasila, de unirea omului cu Dumnezeu. Cât te-ai rugat tu, nu știi sigur că te-a ascultat Dumnezeu, păi nu ai ajuns rugăciunea pe real. Că ai făcut o faptă bună, poate n-ai făcut-o cum trebuie. Dacă n-ai deschis gura ca puișorul de rândunică și ți-o pus pe Hristos, ăla s-o dus în inimă direct, e cu tine. Și atunci, trebuie să avem grijă asta, să o facem nici în nebăgare de seamă, adică aia las că-s 4 posturi, îmi găsi eu un post. Nu. Bine ar fi, spun eu am gură de aur, dacă poți o creștine, măcar de 12 ori pe an să te împărtășești la cele 12 praznici și mari împărătări. Da. Care e harnic și eu am o grămadă de babi de astea de-a mea, stafidite, eu le spun vindecate, tămăduite și iertate. Nu mai au griji pământești. Da. Ele sărașile deja tot alerg în fiecare zi neghina din grâu, își fac prosopelele, da. Își pun hainele cu levănțâcă să nu se prindă miros. Și să pregătesc de plimbare, vor să scoată bilet la tramvai în sus. Și acelea le las. Eu le postesc lunea, miercurea și vinerea și eu le dau voie și să împărtășesc chiar și în toată duminica, nu le-am oprit niciodată. Adică dacă ele sunt curate, nici să mă pun eu de-a curmezeșu. Și mulțumesc spre Sfântului Duh că sunt sănătoase, poate au trecut prin pandemia asta toate în picioare. Era odată o glumă de mult veni să fiscu la biserică și l-a întrebat pe preot, păi, dar nu ți-ai plătit impozitul? Mă, se șerișam, dar nici snop, e tot în picioare. Ei, așa și el, nu se dau bătute. Au și 92, și 93, și 91, și 86, și 87, și 96, și 97 am. Una din 96 de ani, sâmbătă, au făcut parastază, dar mai, da, mai învârț sarmale la ora asta, dar și să stau să mă găsească moartea stând de geaba. Și au rezistat și nu au treabă, adică Dumnezeu e cu ele. Și vorba aia, oamenii care au făcut comunismul,
40 de ani din avete, 3 schimburi, cu 700 de lei pensie, dar nu se dau bătuți. Adică dârză. Să vede că e rădăcina sănătoasă. V-am spus, bradul care crește pe stâncă e des la rădăcină. Stă în furtună, nu se rupe. În pământ moale să răstoarnă. Și dacă reușiți să vă împărtășiți și să fiți cu Hristos, nu se întâmplă nimic, așa a spus Hristos. Nu te teme turmă mică. Domnul este cu tine. Porțile iadului n-ar putea în veacul veacului să biruiască biserica, pentru că Domnul o păzăște pe ea. Cine o temea biserica? Hristos. Cine e Hristos? Împăratul cerului și a pământului. Cine e Euharistia? Hristos. Cine e crucea? E altarul lui Hristos. Deci n-are, astea nu poate să apropie el niciun rău. Niciodată rău nu mai poate birui binele atâta timp cât Hristos a înviat cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dărindere. Și ca să văzut că o istorie simplă și frumoasă, să nu vă obosesc, că poate vă grăghiți. Așa, ai mai 5 minute stăm. Era un om într-o mănăstire, convint creștini, spre bătrânețe să retragă la mănăstire. El nu știa multe rugăciuni. Dar o dat de un călugăr mai cu bunătate, așa, și a zis, frate, știi carte? Nu știu carte. Dar știi să citești? Nu știu să citești. Dar știi, cunoști literele? Nu cunosc literele. Păi și cum ai să te mântuiești? Nu știu, învață numai ta. Zi toată ziua, tăti rugăciuni care le știi. Doamne, miliește, Doamne, păzăște-mă, Doamne, scapă-mă, Doamne, apără-mă, Doamne, desleagă-mă, Doamne, vindică-mă, Doamne, ferește-mă, Doamne, curățește-mă, Doamne, întărește-mă, Doamne, sănătoșește-mă. Și când nu poți zici nici asta, să zici așa, bucură-te, Marie, și-a plină de dar, Domnul este cu tine, că de acolo vine mântuirea noastră, ia de un păcat șerul cu pământul, pe un prunc cu care s-a îndropat în ea, Iisus Hristos. O stat ăla prin mănăstire, pe acolo, la opște, cum s-ar spune, așa, un fel de argat al curții, dar starețul văzându-l că e cu minte, nu s-a legat de ea niciodată, economul l-a văzut că e cu minte și blând, nu s-a legat niciodată, opștea l-a văzut că e așezat la locul lui și supus ascultător, nu i-a zis nimic niciodată. Și într-o zi a venit cineva și i-a zis starețului, părinte, trebuie să-ți dau o veste tristă, dar ce tristă? Păi a murit argatul ăsta al nostru bătrân, l-am găsit de dimineață mort. Nu, așa, mă, ce să facem, zice, toată lumea trece pe asta, faceți repede un sicrioaș, duceți-l la cimitir și săpați o groapă și îngropați-l. Da, dar zice, cum facem noi să, asta e, dacă au de stat, stau, dacă au de pleca, pleacă, știi, Domnul, și face. Și nici citește psaltirea. Nimi că-i sarac. Și nici dă de pomană. Nimi că-i sarac. Hai! Intrați, păcătoșilor! Să rămâne amății în cine îi împrumut o ras? A venit unul și-a adus o rasă. Unul i-a dat o perechi de ochincuț, unul i-a dat o camilafcă, unul i-a dat o mantie, l-a învălit acolo și l-a pus în groapă. A murit un sărac la mănăstire. Câte lumii nu moare săracă, ni băgate în seamă din nimeni. Mai cu primăvară, când s-o trochiză pezile, văd tăți că la mormânt, ies așa un fel de bul mare, ca și cum ar fi ca bambus, așa o tulchină groasă, verde și tot crește. Și e un fiu, o bruiană, ceva din pământ. Da, grădinarul grădinii, curios el ce ar putea să fie, și a tăiat-o, un grijit-o, i-a pus un bețășor, o legat-o, și-o lasă-o prost, curios, eu să văd și plantea asta, că n-am văzut până acum. S-a făcut lujul ăla ca la 2 metri, tot cu boboși pe el. Și ca să fie o plantă mai nouă, ceva, cine știe când s-a scos pământul, cum s-a răspălit o plantă. La un moment dat, mugurișea s-a făcut tăți frumoși așa, câte 3 boboși și s-a deschis câte 3 crini albi în fiecare loc, de sus până jos, pe toată tulpina aia. Pe fiecare frunză scrie așa, bucură-te și apline de dar, Marie, Domnul este cu tine. Doamne ajută-mă, Doamne scapă-mă. Doamne, păzește-mă! Doamne, curățește-mă! Doamne, izbăvește-mă! Și ăștia s-au pus la starețul, părinte, veniți până în cimitir, că e o mare taină. S-o uită starețul și da, scrie la acoperământul mare și Domnului, bucură-te ceea și tăinuiește în mijlocul lumii pe cei plăcuți lui Dumnezeu. Noi nu dăm 2 muși pe o bătrână sau nu dăm scuipat pe un pensionar de ăsta care încurcă tramvaiul, știi? Îl mai ieși peste picior moșle, te caută moartea și tu umblea iurea. Ei, dar nu știm ce ascunde și comoare intră și acolo stai la omul care știe să se roage, care e discret, care e smerit, care e blând, care e cu minte. Ce spune psaltirea? Jertfa lui Dumnezeu,
Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Milă voiesc, chiar nu jertfă. Poți să faci tu toate acatistele planetei. Dacă nu ai bunătate de la inimă, dar el dacă era simplu ca un copil, n-avea nimic rău asupra lui. Și o zis, stai, nu lăsăm treaba asta așa. Trebuie să facem altișele. Băi, lucrători, să vină aici cu lopățică frumos, cu disăpat cu grijă, și mergeți pe tulpina asta în jos să vedem de unde o răsărit. O ajuns până la capacul de la Sicriu. Scândura era crăpată drept în două, cum mai deschid o fereastră. Când a curățat ușor mai jos, a văzut că așa iese dintre două coaste. Aici e altă taină, voi băieți. Să vie tățomorul, cu tămâii, cu rugășuni. Când a oferit veșmintele, el era întreg neputrat. Tulpina așa creștea dintre coaste, drept din inimă. I-o scos frumos cu grijă, a dat coastele ușor la o parte și-o scos inima de acolo și inima s-a deschis ca o carte și scrie pe inimă, bucură-te, Marie. Și atunci și-o dat seama, starițul, ce înseamnă rugăciunea cu smerenie, rugăciunea cu evlavie. Nu toată lumea știe psaltirea, nu toată lumea știe filocalia, nu toată lumea știe viețile sfinților, nu toată lumea cunoaște Scriptura. Da, smerenia te duce până la poalele lui Dumnezeu, fie de haina lui, Doamne, uite să-i opeci. Și în felul ăsta, dacă păzim și alea treia lucrare, să nu ne despărțim niciodată de Dumnezeu, avem rai asigurat. Acum, în șerii pământești, trebuie să mai fiți și voi atenți. De unde mâncați? De unde beți? După legile moderne mai noi, cum vă tratați? Nu vă grăbiți. Totdeauna vă tratați dacă nu vă doare o șerie. Nu vă grăbiți a alerga la pastile și la farmacie. Că dacă te mai duci pe la bătrânii ăștia pe noștri prin casă, găsești patru sacoșe de pastile, strângheță oameni, tot ce văd, să și eu. Las că dacă și ceva rău. Lasă-te în mila Domnului. Nu spun că nu trebuie scoasă o apentișită sau o măsă sau și ține de chestiunea medicală. Dar nu te îndop toată ziua cu pastile, doar te îmbolnăvi. Că atunci te îmbolnăvești, când bagi eu medicamente în tine. Cel mai mare medicament existent pe planetă, nu. Se împărtășește robul lui Dumnezeu și roaba lui Dumnezeu cu cinstitul trup și sângea Domnului Dumnezeu și Mântuitorului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, spre tămăduirea trupului și a sufletului și spre viața de veci. Amin. Preotul nostru tot la fel ne spun. Amin și bucurie. Înseamnă că preotul vostru e frate cu mine. Domnule Cristu, da? Da.